Partida dintre FC Botoșani și CFR Cluj, extrem de interesantă, în condițiile în care CFR Cluj are ocazia să treacă pe primul loc în clasament în cazul unei victorii. Inge câștigat ușor de Hoban aici. Poziție bună pentru un șut care scrie din minutul 2. Debeliuc deschide scorul la Botoșani, prinde un șut fantastic de la marginea careului și CFR Cluj este în avantaj după 80 de secunde de la startul partidei. Al șaptelea gol marcat pentru CFR Cluj în acest campionat de fotbalistul adus de la Hermannstadt. Croatul nu stă pe gânduri, șutează tare, suficient deplasat, fără vreo șansă pentru portarul austriac Hankic. Foarte bun șutul. Foarte bun șutul, o minge respinsă rău acolo de Țigănașu. Din acea poziție, Țigănașu scoate undeva în centru, unde era vârful de atac al oaspeților. Talie mai bună pentru jucătorul CFR-ului, gol! Papa! Enrico Papa egalează în minutul 30 la primul șut pe spațiul porții pentru Botoșani. E adevărat că și CFR-ul a deschis la fel, dar acolo era minutul 2. Cât de mult contează un corner bine executat. În fața unei echipe ca CFR Cluj, se ia gol din fază fixă, din corner, Enrico Papa. Este la al treilea sezon aici la Botoșani și la primul gol în actuala ediție. Nici o șansă pentru Bălgărătean, mingea vine tare, de aproape. Elan mic. Bălgărătean pregătit, Almavas în zid. Mingea șutată și a doua oară, bară! Gol! Roman! 2-1 Botoșani. Mingea sărise la Brown, prea mulți jucători ai CFR-ului în zid, care n-au mai avut timp să se așeze și să blocheze o astfel de minge respinsă în fața porții. Roman aduce Botoșaniul în avantaj. Al doilea gol marcat de el în acest campionat. Primul a fost în prima etapă. Aici a fost șutul lui Brown în primă fază, fundașul dreapta se așează târziu, Bălgrădean se întinde, aici salvat de bară, Roman atent, Camora cu mâna ridicată, Cheroni era și el acolo, mai să încurce. 2-1 Botoșani. Costache, acolo este Țigănașul. Manea, gol, pe lângă. Gol turcesc. Deac, pasa lui Deac. Aici este Costache, Kipciu, Debeliuh în spate, cu latul, Păun. Mult pe deasupra porții. Minge pusă bine de atacantul care a deschis scorul în minutul 2. Deac e pe stângul, dar nu e poziție de șut. Aici vine șutul lui Camora. Pe lângă. Târâș Grăbiș să mai câștige câteva secunde portarul Hankic. Etapa viitoare, CFR Cluj joacă pe teren propriu cu Voluntariul. Voluntariul a câștigat astăzi în deplasare la Viitorul.
Păun aleargă acolo, Camora, Păun și scoate Hanchi în ceea ce este cea mai mare ocazie a CFR-ului din repriza secundă. A mai fost una aceea lui Deac în prima repriză când a trimis pe lângă poartă. Șutează bine, șutează bine, mingea era în poartă. Dar și Hanchi stă bine la 6-7 metri în fața porții. Deac! Deac, în poziție bună, centrează Deac, scoate Hanchi, faza nu s-a încheiat, e offside. Rondon, jucătorii botoșanilor îl îmbrățișează pe portarul austriac. Poate cea mai frumoasă fază a reprizei secunde. Pe un asemenea teren, clujenii reușesc o fază atât de spectaculoasă. Ar fi fost perfectă pentru ei, desigur, dacă se încheia cu gol. Și aici, Deac este în offside. Dar nu trebuia să se ajungă aici. Atât de bine au făcut această fază. Da, n-am văzut cum au pierdut clujenii această minge. Almavas! E pe lângă! E pe lângă! 3 minute prelungită partida. Ia sări mingea. Ia sări mingea. Ia sări mingea rău. În tibie, aici. Enrico Papa reușește totuși să scoată în bandă la Florescu. Pe partea cealaltă, nu, aici este Florescu. Acum este Florescu, preluarea nu-i cea mai bună. Dar mingea e departe de propria lor poartă și cu siguranță ăsta este cel mai important lucru. Fault, fault, se aude din tabăra botoșanului. E gata meciul! E gata meciul! Botoșaniul bate pe CFR Cluj cu 2-1. Din nou Botoșaniul în câteva zile reușește să câștige o partidă după ce a fost condusă. În schimb, pentru prima dată în acest campionat, CFR-ul pierde puncte într-un meci în care a condus. Sigur, sunt multe de spus, evident avem reacții de la botoșani după această victorie chiar muncită și la propriu și la figurat pentru echipa lui Marius Croitor. Sunt Cosmin Băleanu, mulțumiri pentru atenție, rămâneți alături de noi, toate bune!